Bine ați venit la Stax TV, un nou episod cu o mașină modificată de off-road. De data aceasta, prea bine cunoscutul Land Cruiser 147 V8. Nu al meu, bineînțeles, după cum puteți vedea. De până atunci suntem aici cu Valentin Romașcu să ne povestească mult de tot despre această mașină, așa că cei care sunteți interesați de episoadele lungi, vă garantez că ăsta este cel mai lung. Întrerup această radio emisiune, difuziune și așa mai departe. Trebuie să o întrerup pentru că am un mare anunț pentru voi. Dacă doriți să vă achiziționați o mașină second hand în următoarea perioadă, puteți să accesați site-ul Car Vertical și să verificați acolo mașina dacă are daune, kilometri dați înapoi, etc., etc. Toate astea foarte simplu, aici în descrierea videoului găsiți linkul pe care trebuie să-l accesați pentru a intra pe site și aveți și discount, doar pentru că vă uitați la Stax, adică la noi, nu la mine, eu nu sunt Stax, Stax suntem amândoi. Atât de simplu. Mașina a plecat de la prima mașină de off-road, prima mașină de off-road pe care am cumpărat-o pentru că aveam nevoie de ea. Vroiam să treacă oamenii prin ce am trecut eu cu Dani când am făcut prima dată off-road. Mi s-a părut o senzație foarte tare și aveam de ales între un Pajero și o Toyota. Și am mers la Dani, na, el știa cel mai bine, salut, ce să aleg? Na, Dani a făcut greșeala să spună Toyota, am ales prima Toyota, un Land Cruiser 78 și ăla modificat, să zicem așa, destul de mult. Aici văd lucrurile puțin diferit. Hobby-ul ăsta activ trebuie să ți-l și permiți. Este un hobby destul de scump. Eu am norocul că această mașină este efectiv angajată, ea lucrează, are un salariu, produce niște bani, ca să zic așa. Și partea frumoasă este că poți face acele excursii de care spuneam mai devreme cu familia, prin locuri foarte frumoase, cu prietenii, prin locuri foarte frumoase, cu oameni pe care nu îi cunoști și devin prieteni după aceea. Chiar dacă nu faci excursii cu ei, cu unii vorbești despre ce probleme ai la mașină, ce modificări să faci, ce să nu faci, ce e bine, ce nu e bine. Și fiind toți atât de pasionați și intrați în nebunia asta, se creează o legătură destul de strânsă ce pot pune bazele unei prietenii. Ai ajuns la Toyota Land Cruiser 100? Băi, am ajuns foarte simplu, Daniele. Circuit, un băiat Victor, mulțumesc Victor pe această cale. Salut, stai că știu eu, un băiat Silviu, mulțumesc Silviu pe această cale, în Danemarca. Salut Silviu, vreau să cumpăr acest Land Cruiser 4.2 diesel. Nu asta. Păi trimit banii, se duce Silviu să o cumpere cu banii, salut, ia banii. Păi am vândut mașina. Păi am venit acum două zile. Ți-am zis că vin și cumpăr mașina, da. Au mai trecut încă 6 luni de zile, mi-a trimis Silviu banii înapoi, am pierdut niște bani, că așa se pierd bani când îi trimiți și așa. Am găsit altă mașină, am găsit mașina asta care era culoarea mea preferată, verde. Și da, din nou, salut Silviu, un băiat pe care nu-l cunosc, ne-am văzut niciodată, am vorbit doar la telefon. Mă poți ajuta? Da, s-a dus, a văzut mașina, a spus, băi, mare noroc că nu ai cumpărat-o pe prima, pentru că asta arată mult mai bine. Am verificat kilometrii prin acel program pe care acum îl avem amândoi, erau kilometri reali. I-am trimis din nou banii, de data asta ne-am asigurat, i-a dat avans omului, ca să zic așa, am fost sigur că am rezervat mașina. Am trimis banii, am cumpărat mașina și ca să ajungă mașina în țară, a durat după aia o întreagă poveste. 4 luni de zile, 3 luni jumate, cineva care s-a dus o ia, nu era serios. Da, care, ok, a ajuns mașina și din momentul în care a ajuns mașina, primul lucru a fost, putem să-i spune frumos, detailing sau despuțirea, da? Una din astea două. Tot interiorul a fost dat
jos, nu m-am priceput într-adevăr și n-am vrut să fac singur partea de plafon. Pentru că acolo, dacă nu știi să faci ca un profesionist, îți vor rămâne urme, nu am vrut să fac. Da, restul am cumpărat soluții profesionale de detailing, am făcut singur, interiorul l-am curățat. După partea de curățare, dacă tot era totul dat jos, am vrut să și insonorizez mașina. Și avem toată podeaua cu stratul acela bituminos, să zicem, de la, nu contează la ce marcă. Și deocamdată atât. Toată podeaua momentan și după care un anumite părți cu burete, iarăși tipul ăla de burete special, montat totul la loc. O epopee, ne-a încercat să găsești banchetă spate de Land Cruiser 100, evident, când am avut nevoie. Tu știi povestea, toate forțele mobilizate, Star Trek, nave spațiale, băi, pe Marte, caută Vali, o banchetă de... Am banchetă de Daihatsu, băi, nu vreau de Land Cruiser 100, adică mașina vreau să arate în interior. Ideea a fost să fie și mașină de familie, cumva. Da, cu foarte mare greutate, pe sub mână, m-a sunat cineva, sună că sunt din partea mea, nu era pe net, nu, adică era, a fost, am reușit să obținem și bancheta. Oprește-te, mă. Ce Land Cruiser 100 și nu altă? Adică cum ai ajuns la decizia de Land Cruiser 100, tu având și alte mașini de teren? Da, având inițial pornit de la un Land Cruiser 78, mi-am dorit încă o mașină, aveam nevoie de încă o mașină și mi-am dorit o mașină puțin mai confortabilă. Pasul logic era să mă îndrept către un Land Cruiser 80, însă la Land Cruiserul 78 am trecut cu ceva sau am avut ceva probleme, n-am avut probleme, problemele de fapt le-am la cap. Mi-am dorit o perfecțiune, da, adică mi-am dorit o perfecțiune la partea de diesel care nu am reușit să o obțin din păcate la noi în țară, e în plan pe viitor, dar nu la noi în țară. Poate n-am căutat eu unde trebuie, dacă știți, îi spuneți lui Daniel. Da. Și mi-am dorit să trec la o mașină pe benzină. Vreau să iau un 80, dar motorul de la 86 în linie nu a fost o alegere preferată de mine și atunci știam că pe 100 este motorul V8. N-am avut niciodată un V8, ca orice om căruia îi plac mașinile, să fie un V8. Da, da, da. Și ăsta este motivul pentru care am ales Land Cruiser 100, următorul pas de la 80. Mai departe, 120-ul nu era pe gustul meu și mai departe de atâta 200-le care ar fi pe gustul meu, nu era buget pentru el. Oamenii care își cumpără, tu de când ai 100-le? De 3 ani. 3 ani și, cred. Da. Ok. De atâta timp, ca să zic, da, așa, mi-am luat și eu, că am văzut la tine. Da, după asta aia, nu m-a bucurat. După, da, aia au fost foarte mulți oameni, știi, grupul de la WhatsApp și așa mai departe. Da, ți-ai luat tu, după aia și-a luat Costin, pe care tu nu-l cunoști după ce am mers, da, cu mașina. Ți-ai luat tu și-a luat Cristi, prietenul nostru, și-a luat Jigru, după aia a fost la tine. Lucru care cumva vine ca o confirmare statistică, cel puțin, la nivel mondial, că Land Cruiser-ul ca imagine este văzut și este, de fapt, cred că cea mai completă mașină de teren. Ce sfaturi ai pentru cei care vor să-și achiziționeze un Land Cruiser 100? Nu mai sunt vremurile de acum 3 ani când le găseai pe banii pe care le găseai, da, și în situația în care le găseai, dar problemele lor, boala lor, sunt, ca aceleași, să zic așa, da, sunt cam aceleași, da. Și odată cu prezentarea problemelor tale când ai luat mașina, spune-le și oamenilor la ce să fie atenți sau la ce să se aștepte în momentul, păi, unul, în care să cumpere un Land Cruiser 100. Exemplele, să zic așa, unul dintre exemplele semi-amuzante ar fi că după ce am plătit rezervarea la mașină, adică nici măcar banii pe mașină, l-am sunat pe tipul care m-a inițiat pe mine în partea asta de modificări și de fapt în înțelegerea logică, îi spun sensei. Salut sensei, am înțeles că sunt probleme cu grupul față, eu vreau să-mi iau, să-mi pun blocant pentru că alea au 2 pin din 98-99, da, alealte au 4 pin, dar nu vreau pentru blocant, eu vreau de fapt ca să am un diferențial nou. Și răspunsul a fost, zice, păi, dar unde-i mașina? Stai, ce mașină ți-ai luat? N-am luat-o, dar am plătit. Băi, zice, dar tu îți faci griji pentru niște probleme care nici măcar n-au apărut, tu nici măcar nu ți-ai cumpărat mașina. Eu știind, având piticul acolo și pentru că sunt în situația în care merg de destul de multe ori singur cu familia, familia mea este compusă din soție și eu, o fetiță, am vrut să elimin statistic riscurile de a rămâne undeva izolat cu o defecțiune mecanică pe care sigur
nu aș putea să o rezolv singur sau mi-ar fi greu. Una dintre slăbiciunile mașinii ar fi, de fapt, după 3 ani de research, reglajele grupului față. Deci nu grupul față este o problemă. Când zic grup, zic de fapt grupul diferențial și ne referim la diferențial și coroană și pinion și mai sunt pe acolo niște rulmenți destul de importanți. Dacă reglajele acestea sunt făcute așa cum recomandă fabricantul și sunt refăcute astăzi, aș avea curajul să dau o garanție omului că nu se va strica prea curând grupul față și dacă, atenție, știi să folosești mașina corespunzător. Pentru că în momentul în care vezi o mașină de 3 tone plus ca pe o mașină de off-road și începi și dai limitări și din limitare i-ai băgat marșarier și din marșarier limitare, drive limitare și ești și pe o pierdere ușoară de aderență cu aderență bună, de exemplu zăpadă nu e aderență bună și riscul e minim, dar dacă sare o roată și pe aia dai de aderență, da, rupi o planetară, rupi un grup, deci dacă nu știi să folosești cu corespunzător, poți să ai cele mai bune setări, că se va strica ceva la mașină. Automat, da. Deci, pe scurt, dacă respectați termenul de revizie al grupului față, schimbați uleiurile periodic și faceți aceste reglaje, grupul față nu ar trebui să se rupă decât da, cu siguranță. Nu cu știu, siguranță. 400, 500, 700, 9 milioane de kilometri, valid, tu ai 280.000, cred? Acum am 280.000, 260.000 la mașină, da. Arată la 260, 280, eu am 478.000 de kilometri. Sunt cu aceeași motorizare, aceeași echipare, același an, dacă nu mă înșel, mașină 99. Da. Așa, a fost un an bun. A fost un an bun, da, deci Vali poate să stea liniștit până la 480.000. Da, sunt da, da. Eu acolo și ok, mai curge pe acolo, mai face pe acolo. Și oricum, de când am luat eu mașina din Danemarca, nu mai e nimic putred acolo. Deci vorba da. Cu e ceva putred în Danemarca, da, asta nu se cu, mai asta cu putredul, pentru cei care cumpără mașini din Danemarca și Olanda, da, mașinile sunt ruginite pe dedesubt. Primul telefon pe care mi l-a dat mecanicul a fost: mamă, a ridicat mașina, e explodată, băi! Băi, stai, zic, bă, na, te ia și puțin o panică, pentru că asta e meseria lui, adică el se pricepe. El se pricepe. E ca și cum te duce la doctor, domnul doctor, mă doare piciorul, păi o să mori. Bă, stați, că mă doare doar piciorul. Toyotele, în general, sunt folosite de teroriști, normal să fie da. Explodat. Unul dintre lucrurile care m-a liniștit a fost că în momentul în care am schimbat uleiul din puntea spate și am curățat ca să dăm de bușon, că era un strat de căcat acolo, am ajuns la vopseaua originală a mașinii. Deci ce era explodat, era explodat de rugină, cumva dubios, un strat de ceară care era dat pe mașină. Asta nu înseamnă că mașina nu este ruginită, dar a fost ruginită pe sub, dar nu atât de rău. Oricum, părerea mea este că este genul de rugină superficială. Eu nu am văzut până acest moment Land Cruiser cu șasiul găurit. Există cu siguranță, dar cred că internet, e mai important să vă curățați mașinile în interior și să nu trăiți în mizerie decât să vă faceți griji pentru o rugină pe care puteți să o eliminați cu puțină muncă. Sunt ceva substanțe, da, s-au făcut mint. Grupuri în care se discută. Da, sunt ceva substanțe care mint, dar eu spun așa, o teorie simplă, ca la mașină de pompier, frate. Ca la mașină, dar n-are cum să-ți creeze un produs nou decât o recondiționare totală, cu ridicat caroseria, scos șasiul. Ai luat mașina și te-ai apucat să cureți interiorul, să recondiționezi un pic așa la interior. Pasul 1, cât eram deja la... Te-ai luat bancheta, mânere, butoane. Deci dacă aveți mânere, spate, banchetă, spate și butoane, dacă le aveți, păstrați-le, frate, undeva, că poți să le vin, vă luați casă. A crezut că zici de butoanele care le-am cumpărat din state. Nu butoanele alea, nu. Butoanele la geamurile laterale spate, că mașinile astea care vin auto-utilitare din Danemarca, trebuia să precizeze Vali aici, vin fără banchetă, că oamenii acolo sunt corecți, adică nu scala noi. Chiar două dacă, locuri da, și ai chiar banchetă dacă pe și cartea centuri, mașinii. Deci nu e, nu e cazul și locuri. Atunci ai nevoie de aceste accesorii ca să ai și tu o mașină normală. Da. Nu dubiță. Da. Bun, zi modificările. Da, te rog. Păi la partea de modificări, repede suspensie. Cum am avut o suspensie, nu slabă pe cealaltă mașină, dar o suspensie normală. Băi, vreau suspensie cu reglaje. Mi-am dorit foarte mult reglajele. De ce? Mi-am dorit foarte mult ca mașina aceasta nouă să fie o mașină care să meargă foarte bine pe asfalt, dar în același timp să aibă abilități și de teren. Mi-am dorit să meargă foarte bine pe asfalt. De ce? Noi stând în București, în momentul în care venim, uite, de exemplu, aici, avem de mers 300 km pe asfalt. Nu vreau să merg 300 km așa să ajung anchilozat. Vreau să merg 300 km ca într-o mașină normală,
După care la off-road iarăși să avem capabilități de off-road. Și mi-am dorit reglaje să merg mai tare pe asfalt sau mai fermă suspensia pe asfalt și puțin mai moale pe asta. Aveam deja luate cauciucurile dinainte să vină mașina, am pus cauciucurile, nu, evident că nu intrau, a fost nevoie să înălțăm mașina. Am cumpărat niște arcuri spate, iarăși mi-am dorit să schimb și n-am mai vrut să iau Ome sau Tough Dog sau Iron Man și am luat niște arcuri King, fabricate tot în Australia, nu este același King ca marca de amortizoare din Statele Unite. Sunt mai mult și un set, da. Chiar așa. Și un set de 4 amortizoare de la Profender cu compensatoare și reglaj pe compresie sau doar pe compresie, este destul de important acest aspect. Au venit amortizoarele, le-am montat pe mașină cu primul set de anvelope pe care l-am avut, care erau niște Kumho MT. Foarte mulțumit de suspensie, foarte mult mulțumit de suspensie. Știam că se mai poate seta suspensia, desface amortizorul. Eram foarte mult mulțumit de suspensie, mai ales când măream puțin pasul de mers pe drumul forestier, undeva la 60-70 de km la oră, suspensia lucra mai bine. Acele anvelope însă erau cu un talon mai slab ramforsat și puțin mai moi. În momentul în care am trecut la BF Goodrich, prima dată am trecut la AT și o să explic și aici este ceva important, prima dată am trecut la AT, deja partea asta de suspensie a mașinii s-a schimbat. Pentru că denivelările mici, prin denivelare mici înțelegem sau înțeleg eu, o piatră de 5 cm. Înțelegem denivelările alea de la semafor. Da, și pentru cei care se pricep mai bine, ne referim la acțiunea high speed a amortizorului, în momentul în care mergi la varianta de viteză rapidă. Mașina nu mi-a mai plăcut, nu mai era la fel de confortabilă cum era cu primul set de anvelope, dar deci atenție, se poate schimba confortul mașinii doar din anvelope. Am trecut la AT-uri, am mers foarte puțin și aici m-am păcălit singur. Având AT-uri pe fosta mașină sau pe mașina veche, acolo am o greutate de 2 tone. La mașina asta am o greutate de 3 tone. La mașina de 2 tone cu blocant față-spate am fost foarte mulțumit de AT-uri. Pentru ce tip de off-road, acum mai nou se numește overland, facem noi. Când am pus AT-uri pe mașina asta, la prima sau a doua ieșire cu familia, spre un drum cu piatră, deci aveam teoretic aderență, dar cu un strat foarte fin de noroi, mașina nu avea direcție. Și atunci am zis, ok, nu pot să merg cu mașina asta, eram foarte mulțumit pe șosea, foarte silențioase. Am luat... Te chem eu, te sun. Nu, n-am mai luat aici. Deja planul a fost în felul următor, având experiența de la prima mașină, am zis, ok, dacă deja schimb din nou anvelopele, hai să-mi cumpăr și niște anvelope cu un diametru mai mare, astfel încât la desumfrale și cu lățime mai mare să am o amprentă mai mare de călcarea roții pe teren. Ok, am zis din start, de când am luat mașina, discuția asta era a noastră personală, el vrea 35-uri, eu nu, pentru că la ce facem noi, da, eu nu înțelegeam de ce, sau nici acum nu înțeleg de fapt. De ce ar trebui 35-uri în afară a faptului că mașina va arăta mai bine? Și am zis ok, 35-uri va fi ultima modificare tehnică pe care o voi aduce această mașină. Asta însemnând că înainte de asta îmi trebuiau kit de coborâre al diferențialului față, astfel încât în momentul în care înalți mașina și mai mult la suspensie independentă, să coboare puțin grupul, să avem un unghi mai mic al planetarelor. Să nu mai stea înclinat, e bine să reducem uzura față, dar voi știți de la Vitar. E singura la care se coboară grupul față. Ok. A fost nevoie de kitul acesta. Dacă tot m-am înhămat la kitul acesta, am comandat și un set de brațe superioare de la Total Chaos din state. Poveste lungă, au ajuns într-un an de zile. Dar eu le-am comandat dinainte, spun 35-urile. După care era pandemie. După care am avut nevoie de rapoarte sau știam că voi avea nevoie de rapoarte pentru 35-uri și înainte să pun 35-urile am instalat la rapoartele și dacă tot am umblat rapoarte, aici am avut și noroc, am schimbat ceea ce îmi doream de fapt din momentul în care rezervasem mașina, mi-am comandat un diferențial blocabil pe față, nu în ideea de a folosi abilitatea de blocare a diferențialului, în ideea de a avea un diferențial nou-nouț, mult mai rezistent decât diferențialul original de fabrică pe care l-a avut original mașina, m-am repetat. Am făcut toate astea cu telefoane, cu probleme, nu sunt grupurile bune, cum să nu fie grupurile bune, de la Nitro, din state, sunt bune. Și eu prin asta. Daniel, okay. Avem un problem. Da, sau stricarul menții, păi de unde găsim menții? De la magazin. Nu de la magazin, păi nu există așa ceva. Da. Dă-i telefoane pe sub mână. Te învăț eu, sun acolo, din Ungaria, ok. Tipul acesta avea doar 2 rulmenți, 7 milioane,
Toyota. Nu mai stau cabrio, da, că mi-au înghețat urechile, îmi cer scuze, okay, băieți. Am schimbat și ca să mai pregătesc cu ceva până să pun 35-uri, le-am mai comandat încă un set de jante. Primul set de jante a fost de tablă, pe care l-am vopsit. Al doilea set de jante a venit de unde? Japonia! Japonia! Ok. Primul set de jante, da, un set de jante originale pentru seria 79 din Japonia. Foarte mulțumit, offset 0 pentru Land Cruiser 100, se vedeau cum bine. Cum vedeți, modelul de pe rezervă. Exact, modelul pe rezervă. Hai să luăm alt set de jante, am găsit un alt set de jante tot în Japonia. Mai mișto, cu bedlock. Aici ne-a ajutat cu ceva, Marius ne-a ajutat de fapt târziu. Bedlock, jantele, îți povestesc și eu, mi-aduc aminte. Așa, da, păi nu, vorbesc foarte mult, vorbesc mai mult ca tine. Băi, trebuie să fiți, bine, nu știu cine a mai rezistat până aici la minutul ăsta, dar dacă ați rezistat, trebuie să vă spun, n-am zis niciun ok, niciun da, niciun nimic, îl las singur de capul lui. Da. Continuăm. Și... e bine. Băi, mai avem până la pauză. Sunt pe Dani. Băi, bus, am găsit niște jante, bedlock. Bombă. Chiar e, chiar. Made in Japan, zic rachetă intergalactică, le comand, au venit jantele, merg cu Dani împreună să le iau, poze, jante, bedlock. Okay. Aroganțe. Da, aroganțe, ajungem la garaj, ca să zic așa, la el, băi, hai să văd și eu bedlock-ul ăsta, n-am mai văzut niciodată, că n-am, drumul Taberei, am crescut, de unde îți vezi? Ce trec, mă, treceau bedlock-uri pe stradă. Așa, dăm să desfacem inelul de la bedlock de plastic. Zic. Da. Ideea e felul următor, tot ce am cumpărat din Japonia a venit nota 10+, adică da, nicio țeapă, nicio păcăleală, toate produse second hand pe care le-am cumpărat din Japonia, lumea credea că sunt noi. Și zic, nu, n-am cum să iau, adică nu ai cum, da, întoarcem jantele, made in China. Nu, zic, nu, da, n-ai cum. Mergem cu Marius, era și Marius acolo, atunci mergem la calculator și Marius mi-a arătat un buton pe, de care nu știam, ne pricem butonul la calculatoare, pe pagina producătorului de Translate. Și atunci am observat că pentru jantele astea erau de fapt două inele de bedlock, unul street, este inelul de plastic, și unul racing, care este de fapt, să zic așa, bedlock-ul adevărat. Jantele actuale ale mașinii sunt pregătite, pentru un bedlock racing, adică au găurile jante cu filet, cu șuruburi, da, să spui bedlock. Între timp, folosindu-le, a venit și 35, le-am antrenat cu rapoartele, cu jantele, cu tot, am pus totul și am zis, ok, nu am nevoie de bedlock, inelele le-am vopsit portocaliu la tine, la culmea, la insistența lui, eu vreau o culoare mai blândă. Dani, îmi place Linde, opulența mult, că el e cu Dubai cu astea, dacă vapoare multe. Oprește-te. Și le-am vopsit portocaliu, o idee foarte bună, pentru că se potrivesc cu tonurile de la semnale, semnalele da tot din Japonia, și cu, punctele de recuperare și cu lopata. Da, mă, la da, capitolul... și am ajuns la 35. Da, la capitolul jante, aici trebuie să fac o mică mențiune. Vali a fost foarte dezamăgit atunci când a plătit, nu mai zic suma, că poate vede și Ionela episodul, pe niște jante chinezești și fără bedlock. Adică ai plătit o sumă de da, bani interior, și te așteptai la ceva. Automat că ești dezamăgit când vezi că nu ai primit ce-ți doreai, dar am stat, am rumegat-o, am lăsat să treacă o noapte peste și am văzut că jantele de Toyota Land Cruiser 100 sunt foarte rare în aceste specificații de 5x150, oblățime, ET0 sau ET+10. Da, și mai e de foarte greu să găsești. Mai e de specificat, liniștea a venit în urma faptului că, așa cum și iPhone-ul este fabricat în China, sub supravegherea celor de la Apple, așa și pe site-ul producătorului, după ce ne-a învățat Marius de butonul magic de Translate, că nu știam japoneză, acum mai știm cu zaimasu, câteva cuvinte. Mai rupe, mai rupe. Arigato, domnul arigato. Ne descurcăm dacă da, ne lași da, în Japonia. Da, da, jantele sunt de la un producător de renume, dar ca să fie un preț și pentru oameni mai amărâți, să poți să-ți permiți să-ți cumperi niște jante, adică ca să nu coste 5.000 de euro un set de jante, au făcut o fabrică și în China. Ei fiind corecți, nu vor scrie niciodată pe jante fabricate în Japonia. Corect. Sunt fabricate în China la fabrica lor sub supravegherea lor, adică de jante sunt
foarte mulțumit. Au trecut pe jantele japoneze, cei care știu, sunt trecuți niște martori, indicatori. Trebuie să, chiar dacă sunt fabricate în altă țară, trebuie să respecte, cum este la rarul nostru, de exemplu, trebuie să respecte anumiți parametri stabiliți de statul japonez. Da, zic cu 35-urile. Da, cu 35-urile am început să devin, să zic așa, mulțumit din punct de vedere al aderenței mașinii, având și rapoartele, am mers o perioadă de o lună sau două de zile cu rapoartele și cu 33, adică cu 40, am trecut de la 43 la 488, foarte mulțumit, am mai dat unor oameni mașina, de fapt mașina, na, știți că este de închiriat, dar am dat unor oameni ca tine, care mai au Land Cruiser 100 și a zis, băi, da, se simt rapoartele, este foarte mișto, nu se simte acea greutate a 35-ului, ajuți prin rapoarte să nu pui un stres foarte mare. Merge mașina cum mergea înainte pe transmisie, aproape, merge vorba, ce da. Nu poate fi eliminat, atenție, nu poți să elimini greutatea suplimentară din masa rotativă a mașinii. Da, adică printr-o roată mai mare. M-am pregătit două săptămâni, ești nebun. Eu stau aici, nu mai, am murit. Da, nu știai asta cum asta rotativă? Ce dracu, mă, nu știu ce e masă. Când mi-ai zis rotativă, m-a luat, mi s-a dus sângele în cap. Da, 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 știu băieții de la curse, da, mă rog. Okay. Hai de capul meu. Ești aici, o poveste. Nu mai, asta, nu ne mai zice da, poveste. Noi, când zic noi, zic și eu și Daniel că a fost o poveste întreagă cu jantele în general la off-road. Noi dăm tot timpul sfatul să mergeți către jante de aliaj, pentru că jantele de aliaj sunt mai ușoare, vin și ele cu niște minusuri, dar în opinia noastră sunt mai bune decât jantele de metal. Astea-s condițiile. Ledbar, hai, ajunge la lumină. Da, haideți să vorbim de partea... Zi tu, te las. Hai. Să vorbesc eu? Da. Spune de partea frontală, modificările exterioare, ce ți-ai făcut, bară, troliu... Da, bara. Ok, începem cu bara față. Aveam bara față și pe cealaltă mașină. Aici ne-am lovit de problema că toate bările de pe... Sau barele, da, scuze, de pe da, piață. Barele. Da, chiar lasă. Etrierele, da. Toate barele de pe piață, mie personal sau pentru gusturile mele, mi se părea urâte. Apropo, tot ce am zis este părerea mea personală sau părerea lui Dani personală. Fiecare face ce își dorește. Nu e dat de lege. Nu e adevărul absolut sau chiar da. Absolut că e un pic de adevăr. Da. Și am început să căutăm. Acum avem acest mare noroc cu internetul. Cauți până... Băi, asta e. Adică când am văzut poza, tu nu mai ții minte că el uită. Ai știut că e a ta. El uită, dar eu îi trimit. Bă, asta e. Ok, și eu vreau pasta, am modificat-o un pic de tot la partea din față, bara a fost făcută de, în opinia mea, de fapt cam toată lumea care a lucrat la mașina asta, în opinia mea, sunt printre cei mai buni oameni pe care eu i-am cunoscut. Asta. Da. A fost pe care nu-i cunoaștem, adică poate să alții și mai pe care nu-i cunoaștem, da. A fost făcută la Adrian, un tip foarte, foarte tipicar, super profesionist, sudură, totul. Adică dacă îi spui, da, vreau să vină punctul ăsta aici, la 2,4 mm de colțul mașinii, acolo îți va veni. Am făcut bara față, cu deja cu programare și cu rugăminte la Adrian să facă și bara spate pe care o bară în spate îmi doresc. De când am văzut eu prima dată termenul de off-road, bară spate cu brațe care se deschidă, să ai roată de rezervă, multe cu canistre, să care acolo toate jumătate de tonă, ajungi și la partea de greutate. Hey, ok, acum la bara față, ei cu discuția, domnule, este de metal, greutate, o să rupă mașina, da, nu este chiar așa, știm discuțiile astea de la început, când am scos de pe mașină bara originală cu armătura, cu ce am scos, le-am cântărit. Ok, 16 kg, a fost și un pariu mic pe un grup de-al nostru. Când am terminat bara de metal, am cântărit-o și pe aceasta diferența a fost de 9 kg. E, acum 9 kg pentru o bară de metal nu mi se pare efectiv niciun capăt de țară. Atenție, nu este calculat și troliu în această greutate. Acolo, într-adevăr, avem o greutate în plus suplimentară, dar troliu oricum îmi puneam. Adică, aici n-am mai pus chestia asta. Am făcut, de exemplu, și o comparație între cablu metalic al acestui troliu și plasmă și diferența este de 7 kg. Deci o diferență mare. Dacă am uitat acolo, sau am greșit vreo acolo, cifră, da, mi se pare mult. Da, asta e cablu de metal, adică pierzi mult mai mult ca și greutate. Da. Ok. Și am terminat acest pas. Pasul următor a fost să-mi pun și o stație. N-am avut niciodată stație. Este super utilă stația. Mi-am dorit o stație
foarte mică, de la President Bill, parcă este modelul, și a luat și Dani după aia, tocmai pentru că ne-a intrat fix în locul de scrumieră și nu este nevoie prin mașină să stea, nu știu, undeva unde e o problemă cu butoanele și cu toate accesoriile în curce, astea. Da, unde să le poziționez, astfel încât mașina să rămână cât mai aproape de forma ei originală. Am ajuns la bara spate, aici la bara spate aveam designul. Problema este că până pe lângă design la bara spate mai e și funcționalitate. Mai e până la bara spate. Lasă-mă omul în pace că vorbește de bare acum. Păi hei, zi-mă. Okay. Zi-mă. Da, zi-mă, ne-a întrerupt. Da, problemă, da. Da, pe lângă design la bara spate mai e nevoie de funcționalitate și de fapt la bara spate primează din punctul meu de vedere mai mult funcționalitatea decât designul. Dezavantajul fiind aici strict partea de greutate. Și anume, dacă de exemplu la partea asta de păreri, să spunem, dacă de exemplu ai o mașină de teren, dar nu faci drumuri lungi cu ea, nu faci expediții, faci, nu știu, ai ture cu prieteni și n-ai nevoie de rată de rezervă pentru că îți dă un prieten, nu văd utilitatea bării spate, pentru că bara spate, în principiu, cu tot de exemplu la mine, cu cârligul de remorcare, cu brațele și mai departe, goală, fără roată de rezervă, probabil cântărește 80-90 de kilograme, 100, cu roată de rezervă, cu canistrele de apă pline, eu am aproximat la 200 de kilograme. 200 de kilograme, putem să vorbim de 4 pasageri, fete. Sau 2 grași. Sau 2 grași, ca mine. Și atunci, repet, e o greutate suplimentară, de pomană, dacă nu ai nevoie de ea, de design. E păcat, știi? Adică, la anumite mașini poate fi 10% din greutatea mașinii. Este mult. E foarte important ca oamenii să știe că nu trebuie să facă cum ai făcut tu, să te grăbești, exact, să ții blocanți exact. Înainte mașina, să mașina trebuie făcută după nevoile fiecăruia. Da, trebuie să o iei, să mergi cu ea și în funcție de ce faci și ce nevoie ai, vezi tu. Plecând de la premiza că în afară de Toyota nu există mașina perfectă. Mamă, ce bine e soare. Da, în afară de Toyota, da. Ce bine e la soare. Da. Ok, bara spate, aici ne-au ajutat niște amici, prieteni din București, cu o idee cum să facem partea rulmentului de la braț să fie foarte țapăn, să nu avem probleme. Culmea, cred că la prima utilizare, unul dintre prietenii noștri care și-a făcut bară spate cu un braț, după ce a făcut el și considerat el bravo lui că a muncit singur, Paul, prietenul nostru cu degețelele, da, S-a rupt brațul de pe spate. Da, asta e o problemă generală cu brațele astea de roți de rezervă, fiind o greutate mare prinsă pentru un singur rulment. Soluția profi, o găsiți la Daniel pe Patreon sau la Stax, mă rog. Da. Nu, nu? Nu spune? Nu, e treaba ta, mă. Secret? Da, mă, te caute pe tine. Da. Intrați pe Patreon la mine, îmi dați bani și eu vă dau numărul Vali. Da. Am adoptat, să zic, această soluție profi, un sistem de închidere cu care am avut prima surpriză aseară, da. Foarte important, am dat cu spatele, intrat acolo zăpadă umedă și zăpada umedă a înghețat și a blocat sistemul de deschidere pentru că e numai finuț ascuns, am dat foc la mașină și a mers. Și problema s-a rezolvat. Da. Asta, așa, zi. Foarte mulțumit la bara spate, pentru că eu personal pot să încarc grătarul acolo. Între timp la grătar, într-adevăr, am reținut, am găsit o soluție foarte, foarte mică și ușoară, dar îmi încarc 40 de litri de apă. Nu este poziționarea ideală a apei. Unii oameni dar... și-ar căra 40 de litri de vin. Da, sau poți să cari bere. Și roata de rezervă, eu prefer să am acolo roata de rezervă tot timpul, chiar dacă este pentru mine, chiar dacă ajuți un prieten, este tot timpul un sentiment frumos să ajuți un prieten, să vă ajutați prietenii. Da, mie îmi place și ca design și ca funcționalitate, este ok. În viitor mașina va mai avea o modificare, un inconvenient al bării spate este că să umbli la portbagaj trebuie să desfaci două brațe. Și o să avem niște geamuri pe spate care se vor deschide în sus ca să umbli mai repede la portbagaj. Ca să vorbim și de avantaje și de dezavantaje. Da, am terminat și cu partea asta. De atunci am mai încercat de vreo 2-3 ori să reglăm amortizoarele cumva așa mai țărănește, adică scăzând presiunea de nitrogen din buteliile compensatoare. Nu mai aruncă zăpadă, băi, da, zic mai țărănește pentru că scăzând presiunea de azot din butelie, de fapt nu influențez foarte mult cum lucrează amortizorul. Dacă amortizorul lucrează între ghirimele ca o frână, influențez foarte puțin ceea ce se numește road force, dar se simte puțin. Zim, da, așa, ok, bun. Da, profesional, dacă vreți să vă reglați amortizoarele care se pot regla, se reglează din acele șaibe, se schimbă șaibele, dimensiuni
una mai subțire, mai groasă. Știu cei care sunt profesioniști și care fac treaba asta. Zim la partea de lumini. Ce da, la partea de lumini, iarăși, având în trecut LED baruri și proiectoare, de la proiectoare normale cu halogen până la LED baruri chinezești de generație nouă și mai nouă, observam cu cât este LED barul mai nou, chiar dacă este chinezesc, este mai bun, face lumină mai bună. Hai bă, gata, nu, pe mașina asta, dacă tot am pus ce consider eu că este mai bun în măsura bugetului pe care eu mi l-am permis, vreau ceva de calitate. Am obținut, într-adevăr, aici mulțumim partenerilor de la Laser, am obținut și o sponsorizare atunci. Și avem un LED bar linear Elite pe bull bar de 18 inci și lumina lui Dumnezeu sus pe facem comparație pe plafon. Da, foarte nu tare o să fie comparația. Nu facem în acest episod, pentru că acest episod are o oră și 10. Nu, așa, nu, că cum? Da. Faceți ce vreți. Eu mi-am bugetat 40 bine. În capul meu, așa mai mi-am zis. 40, de 40 zic e ok. Da, da, mă, bun. Deci LED bar. Am schimbat LED bar, okay? toată mașina, toate becurile, mai puțin în bord, sunt LED. Iarăși, o îmbunătățire pe parte de lumină. Nu are lumină mașina asta. Da, faza luminile scurtă, sunt slăbuțe. Luminile sunt slăbuțe. E cam ca la Jeep așa, adică. Sunt soluții acum. Sunt soluții acum de la producători consacrați, cum este Osram, de exemplu, da, de variantă LED pentru mașina asta, deci pe lângă LED baruri, în spate mai avem la partea de LED, pentru că am cumpărat ăsta la de sus. Și în spate un proiector de LED pe care îl mai folosim noi când mergem la camping. Avem un băț telescopic, se ridică destul de sus, 4-5 metri, și se creează o lumină ambientală foarte, foarte plăcută de la un singur proiector. Face foarte multă lumină. Ai zis ce LED bar ai sus? Da, Laser T28. Este modelul, îi zice lumina lui Dumnezeu. Așa se numește. Dar e bine să nu-l pornești tot timpul decât pe off-road, pentru că, nu știu, pe stradă sau un viraj unde ai nevoie, face prea multă lumină. Mare atenție, aceste lumini suplimentare ar fi bine să le acoperiți. Nu există nicio lege, nu există nicio înțelegere, dar este mai bine să fie acoperite când mergeți pe drumurile publice, ca să aveți așa o scuză în fața polițiștilor că ați adus lumini suplimentare față de cele... La interior. Mai avem 7 minute. Da, zi la interior. Ai butoane, da, la interior. Mergem prima dată, dormim cu Marius, trebuie să dormim cu Marius în mașină, hai să facem repede o cutie cu sertare, până la diversi oameni, dacă nu avea sărac. Și de atunci am făcut, îmi pare rău, nu am terminat nici acum, este planificat un sistem de sertare pe care l-am la cealaltă mașină, aici este făcut doar un sistem de găuri, nu mai sunt sertarele. Așa e la noi. Să putem o platformă, rămâne definitiv, o platformă să putem să dormim în mașină, mașina are sistem de aer, adică compresor cu butelie și așa mai departe, avem butoanele alea de care ziceam din state, lumea nu înțelege, nu e o laudă, dar la un prieten foarte bun care este, nu știu, un adevărat profesionist în electric și electronică, mi-a zis, băi, ia-ți niște butoane ca lumea, nu mai veni cu sărăciile astea din târg la mine, știi? În China. Băi, zic, dar de unde să iau? Da, iarăși, research, am găsit marca, apropo, este o marca recunoscută universală, Carling, da, din state, și am luat alea, pentru că sunt, nu știu, foarte bune, foarte bune butoanele, da, rezistă la foarte mulți amperi și ele în sine, și cu siguranță și cu rele, foarte mulțumit. Până acum sunt ceva de calitate. În interior am mai montat în locul cotierei centrale un frigider de 21 de litri, de care, iarăși, eu l-am cumpărat second hand, v-aș recomanda, dacă puteți să luați unul nou, dar l-am comandat second hand pentru că era destul de scump, varianta asta, culmea, mai mică, și pentru mine 21 de litri de mâncare l-am testat în vreo, să zic, două expediții. Sunt ok pentru mine și pentru familia mea destul de mică, mai ales având în vedere că nu petrecem 5 zile în pustiu. Da, da, da. Maxim dormim o noapte, să zicem așa, la cort, după care ajungem la un hotel și reaprovizionăm. Este destul. Nu ocupă deloc din spațiu de dormit. Asta a fost ideea, să nu afectez spațiul ăla din spate. Ai mai făcut și ăla de sertare pentru polița care coboară. L-ai și pe ăla. Da, au fost anumite lucruri pe care mi le-am dorit să le proiectez. Între timp, uite, de la o mașină m-a învățat unchiul meu să lucrez în AutoCAD. Mi-am proiectat niște, să le spunem, produse ulterior. Le-am vândut lui X, lui Y, na, și ție. Avem grupul nostru acolo, avem, de Lencru, da, de 100, avem grupul nostru și avem, da, în, cum se numește, tailgate, în
Da, nu suntem nesimțiți, dar sunt termene pe care le-am citit foarte mult pe forumuri din afară și dar bena mașinii, cum se numește, capac, haionul de jos. Poliția, da, avem un spațiu de depozitare cu două capace, totul proiectat să pice cât pe găurile originale ale mașinii, bla bla bla. Sistemul de acționare al blocantului spate, transformat în pneumatic, în vreo trei variante, am ajuns acum la ultima variantă, cea mai bună, cea mai rezistentă. Ok. Panourile de mole panels, de agățat diverse, uite, avem topoare, fierăstrău la noi, că scade un copac pe drum. Ne-a căzut la a doua ieșire a noastră și n-am avut cu ce să-l rupem și am tras cu troliul de el, e filmulețul și acum pe YouTube, ne-am chinuit. Era bun un topor sau un fierăstrău să ai la tine. E greu să ai tot ce trebuie la tine, dar după câțiva ani de experiență îți dai seama care este acel tot pentru tine. Da, pentru că nu ai cum să cari tot, este imposibil. Este imposibil să cari. Trebuie să-ți faci tu acolo tactica ta, ce folosesc eu, ce folosesc, dacă mai e o gașcă așa de oameni care mai unită și mai stabilesc între ei, bă, iau eu lopată, nu mai lua nu tu, mai lua iau tu. Eu topor, exact. Nu mai lua tu, exact. Nu știu ce, și atunci e mult mai frumos. Legat de blocantul spate, da, la mașina asta e o problemă, actuatorul care acționează blocantul dispare efectiv. Dispare în timp, nu mai e acolo și pentru a putea schimba această piesă vă costă în jur de 2500 de lei, așa, dacă știți de unde s-o cumpărați, eu nu vă zic, că nu vreau să vă mai zic, că sunt sătul să vă zic Google, de unde. Google, piesa originală atât costă sau mai mult? Piesa originală costă 2500, dar majoritatea magazinelor o vând pe 5500 de lei. Vali are aici un produs care îl vinde pe 900 de lei, n-are importanță. Important era cumva și este și rău o reparație a mașinii, o reparație, dar și o îmbunătățire. Da. Încercați, în momentul în care faceți modificări mașinii, încercați dacă puteți când reparați să faceți și un upgrade ca să nu constatați peste ceva timp că ați dat banii pe o piesă nouă și trebuie să o schimbați, să pierzi niște bani. Eu oricum îi salut aici pe această cale pe toți proprietarii de Land Cruiser 100, pentru că nu mai e nimeni la ora asta aici decât ăia care au Land Cruiser 100 sau viitorii proprietari de Land Cruiser 100. Noi, v-am spus, avem și un plictisic, am zis de bine. Da, mă, știu, dar nu poate să fie interesat unul care are Jeep, da, și cu Marius, mai e aici. Da? Așa? Unul care are Jeep n-are cum să asculte atât de multe informații despre Toyota, că nu, s-a chiar supărat, nu cred... de la aia, mă, când ai zis că în afară de Toyota da, este mașina perfectă. N-are importanță, noi spunem multe lucruri, nu trebuie să le luați așa personal. Eu îi mulțumesc lui Vali că și-a făcut timp în concediu să facem un episod cu mașina asta. Camu, și concediu. Și ce concediu, da? Da. Sper că vi s-a părut util și ok. Dacă vă place, dați-ne și nou acolo un subscribe la canal, pentru că de fiecare dată când vom posta un clip nou, voi să fiți notificați. Și mașina e colantată. Mașina e colantată. Am uitat. Mașina nu este vopsită, e colantată. Ce? Da, probabil am uitat ceva, niște chestii, dar da, ce? Hey. Ce am uitat? Hey, nu știu ce am mai uitat. Am uitat că i-ai făcut-o spate și că ți-ai schimbat tendoanele pe băi, spate. Și că... mamă, tendoanele! Stai! Deci, băi, tendoanele, da. I-ai pus și MRL-uri pe față. Da, e 4x4 permanent. Foarte, foarte, foarte important, iarăși, pentru mine a fost ca mașina asta. Mașina a venit all-wheel drive și mi-a dorit foarte mult acel kit de conversie din Australia, prin care poți să mergi cu mașina two-wheel drive, adică doar spate. Pentru că multe pe drumurile din care noi mergem la overlanding nu necesită 4x4. Da. Și atunci nu văd de ce ai uza, folosi grupul față, pentru că diferențe de consum n-au fost, diferențe de power foarte mari nu se simt. Nemai fiind acționate planetarele pe față, virează mașina mai exact. Frumos, se simte mai ușor în volan. Comportament se simte diferența. Adică eu știu asta când s-a rupt grupul față și voi, proprietarilor de Land Cruiser 100, mai mult ca sigur veți rupe grupul față odată, pentru că nu veți asculta sfaturile astea să le reglați, cum nu le-am ascultat nici eu, cum nu le-am ascultat nici alți oameni care au zis, lasă-mă că la mine nu se rupe. E, uite că s-a rupt. Și nu trebuie să faci nimic special ca să se rupă, vă garantez, se rupe el așa când vrei. Vă mulțumesc că v-ați uitat încă o dată, proprietarilor de Land Cruiser 100 și viitorilor proprietari de Land Cruiser 100, vă spun că vom avea o întâlnire și în acest an, doar pentru marca Land Cruiser 100, de care ne vom ocupa. Și Marius, ce vrei, și mă, Marius. Zi? Luăm și pe Marius. Și de Jeep, da, luăm și pe Marius, o să fie singurul Jeep acceptat. Și asta a fost tot. Taie, gata, oprește. Cât a fost? Hai, mă, vreau să mai zic ceva. Zi, frate. Salut.